Salutare și bine ați venit la o nouă miniserie din Pasiuni Turate la Maxim. O miniserie care o să ne scoată un pic din zona de confort datorită sau din, cred că din cauza mașinii. Nu din punct de vedere mecanic, acolo 100% o să ne descurcăm. Dar e o mașină mai, un pic mai elegantă, cabrio. N-ați văzut ce e totuși în thumbnail, dar le zicem acum despre ce e vorba. E vorba despre un Mercedes care o să intre imediat. Vito! Ah, nu. Stai din gură. Așa. Și o să avem foarte multe chestii de făcut. Vrem să-l facem să arate într-un fel, totuși să-l păstrăm și elegant, totuși să fie și sport. Și nu o să fie simplu, pentru că vrem să iasă totul în aceeași mașină, practic, care ar trebui să intre, să ne uităm un picuț la ea, după care să începem să chelim din ea, nu? Hai! Aha! 1.8! Curele schimbate, noi! Role nu, dar cureaua da. E de nu, să vedem poate de sus. Bun, discuri avem plăcute. Fără urme de păcat. Ia 2 metri. Da. Ot, braț schimbat. Și ăsta e întreg. Bine, ce schimbat și astea. Un pic de ulei pe aici. Un pic de tot. Astea schimbate. Toate ești nebun. Tot articulați. Bine-s. Arată bine, bine. Automată. Costi por mașină 8.200. Amortizoare. Sună nebunii. Arată bine. Așa, întreagă. Are câteva crăpături. E bine? Per total e bine. Ulei pe aici care vine de sus. Pare că vine de la pompa de vacuum. Doar acolo atâta se vede ceva neregulă, în rest. Țiplan. Drăguș, dar asta știe de ce. Dacă ar fi să ții un așa de scară, ar fi. Nu știu dacă mai așa vreodată mai păi nu, tocmai asta e chestia. Da, nu știu să zic în momentul ăsta. Sunt multe chestii, depinde de foarte multe lucruri. Cum e o altă clasă. Și nu știu exact ce să zic. Vechi sau nu? Cred că m-aș duce mai pe nou, în afară de motoare mari, AMG-uri nebune, nu știu dacă m-ar bate vreun gând vreodată să-mi iau ceva, nu știu, gen uite cum e 1.8 sau ceva, nu știu dacă, sau 2.2.8. Deci oriceva special și puternic, ori da, nu. Da, cred că ar fi doar partea de... Păi și zine un AMG măcar. Exclusiv. GT-ul, îmi place mult cum arată, și n-am. Da, cam acolo cred că m-aș arunca dacă ar fi vreodată. Ce model de Mercedes te-ar aranja? Mercedes-uri. Sunt două. Azi două? Da. Un 124, 3000 benzină, 6 în linie, sau și orice 6 în linie, nu, da, nu pe 8, clar. Și W212, nu e clasă. Da, e clasă, facelift sau non-facelift, cu ori cu 2.2 diesel, ori cu V6 diesel sau benzină. Dacă... Uite mă, și 2.2 diesel, ăsta a zis că nu, de la AMG tot, nu. Total împotriva. Nu. Ce a zis de la AMG în sus. A,
dacă ar fi să spui. Să zici doar unul. Păi în momentul de față, având un B55, clar alegem 212 ca să am o mașină care să merge de zi. Și când o să fie cald, zic că în azi, tot așa odată la... Păi stai că eu nu înțeleg. Deci tu dacă ar fi să dai Passatul, tu chiar ți-ai luat? Asta chiar ar fi următoarea ta mașină sau ai zis dintre Mercedes asta ar fi? Nu, asta ar fi următoarea mașină. Și după o mașină de aia ar fi tot. Zi mă, Alin! Da, nu, Alin cu Mercedes? Da, vag, se duce vag și pleacă. Nu cred! Serios. Eu ziceam dintre sau... Mercedes urce și-ar lua? Omul chiar vrea să-și ia următoarea mașină? Sau dacă nu o să fie cazul de mine, dacă nu o să găsesc unul între Sion și acum vreau eu, Golf 1.4 benzină. Golf 1.4 benzină? Golf de care? 5, 6, 7. Bleh. Deci da. Deci 212, da? Da. Ia vezi cum se spală pe dinți, vino să vezi ce face. Ce vezi, figură? Uisam? Uisam? Da. Dacă ți-ai luat Mercedes? Da. Ce model care poate? Având în vedere că am avut discuția asta cu Dragul și mi-a zis că ce clasă, nu e Mercedes, deci nu e clasă. De ce? Că e mitel sau de ce? Se pare, mie nu se pare antifonat. Bă, avem probleme cu asta acum? De ce nu e mai ce clasul Mercedes? Ce U pe care îl vrea el? Adică el când se gândește la Mercedes, ca să înțelegi de ce i-am zis că ce clasă nu e Mercedes. El când se gândește la Mercedes, se gândește la confort, că nu se aude, că nu știu ce. Ce U e foarte zgomotos. E mai entry level. E foarte entry level. E foarte zgomotos în interior, nu e antifonat. Confortul, nu e confort de Mercedes. E doar sigla. În afară de sigla și motorul de 2.2 care toată lumea știe că e așa, altceva nu ai. Mamă, cât hate o să ții de acum încolo, nu cred. Dacă vine cineva cu dovezi și poate să mă contrazică, eu zic să facă comparație. Adică nu știu, uite, mergi cu un C și după aia mergi cu un S, cu un E. Da, corect, corect. Să vezi... Și după aia mergi cu un S. La S deja vorbim despre altceva. Și valabil și pentru BMW același lucru. Mergi cu seria 3 și după aia mergi cu seria 5. Așa, mă, Rareș? Ia zi, care e diferența din seria 3 și seria 5? Cât de mare e? 2, nu? E, între C și E... Costi, nu te spăla, e. Nu te spăla pe mine, nu fac. A? Între C și E, e tot 2. Nu cred, la fel ca și 35. Costi, până să te gândești ce merge de selu, arată-i un pic lui Rareș, ambreiajul ăla. Hai să-ți arăt ceva. Avem placa de ambreiaj și discul, care arată cam așa. Niturile de la disc o să pat în placă. Stai, că de fapt mai e ceva. Se vede? Și mai e ceva. Ghiciți voi câți kilometri are ambreiajul ăsta. De când trebuie schimbat. Ideea e că mașina când a venit la noi era un pic zgomotoasă. Puțin, nu. Și părea să fie ceva de la recordul flexibil, ia ține, uisam. Sau să-i arătăm că pe cât e filă tu? De la de borcan. Gata? Gata, așa că de la de borcan. Da. Ăla-i. Zi-mă, dacă ar fi să ții mărți ce bună ți-ai luat. Păi gândește-te la... Na, că zice toată lumea. Dacă mi-aș luam... Acu depinde dacă aș... Manele au toate, deci nu-ți face griji, nu-i mușinat la să merge. Dacă te-ar lua Mercedes, înseamnă că aș avea bani.
Păi mă, ce model ți-ar plăcea? Da, că merge... Auzi, auzi? Și Rareș. Băieții cu băieții sunt săraci. Și Rareș și Dragoș de la AMG în sus. Nu mai ești așa, ce ți-ar plăcea? Eu aș merge pe 45 AMG. Aș merge pe Maybach. Eu zic că sunt deprisos cu vinterea în continuare. Bravo, bravo, bravo. Eu mă duc să-mi văd de treabă. Maxim un smart. Bravo, dacă e treabă. Nu e problemă. Două, trei mașini vindem și le luăm. Dar și cu au ăla, nu zici tu. A 45 AMG-ul. Vezi că e forță, că e micuță, e ușoară. E carte. Și rachetă. A venit Dani. Dani. Vezi că ăsta e rău, că Mercedes e rău. Dacă ți-ai luat Mercedes, ce ți-ai luat? S-Class. S-Class? Serios? Păi de ce? Păi ce mi-ești? Da? Ce generație? Ăla vechi, mafioț. Bă, generația de-aia veche, gen, cum ai zis? Că-i Dragoș sau ultimul rău, cred, acum? Păi la jumate nu vrea. La început sau la sfârșit? Mașina. Dacă ar fi să-ți iei Mercedes, Gabi, ce Mercedes e lor? Mercedes? Da. Bă, oriceva vechi, rău. Nici nu cunosc modelele. Cine mai este asta, mă, mai devreme? Dani a zis. Știi și Dani? Da. Dar mi-aș lua un tir. Un tir? Da. Păi, vedeam ca să fac bani cu el ca să-mi permit BMW, înțelegi? Mi-aș lua un Sprinter, să aduc mașini din Germania. Un Actros. Cu remorcă. Platform. Nu știu dacă te așteptai cineva la răspunsul ăsta. Când ai CEO, ai și alte variante, Bogdane. Și tu ai CEO? Și eu. Amândoi. Noi ne facem camionul aici, amândoi plecăm 8 ore cu 8 ore, cu pauze, cu alte. Păi ce m-am oprit camionul 8 ore cu ne odihnim? Nu, ne schimbă șoferul. Eu sunt firiști, ești nebun. N-avem treabă. Dacă își mai găsesc unul... 24, ești nebun. Dar nu mai ne-a dat, hai să ducem și noi. Nu mai am trag de pe colț, am urcat mașina, am plecat. Ieși. Gata, mă. Vălică, ia zi, dacă ar fi să fie cuvântul Mercedes în schemă, ce model te-ar coafa? Cred că un model care l-am văzut la noi, a venit de curând un client, hibrid, care avea vreo 300 și ceva de cai, benzină, și era vorba de EU, da? Un EU, nu? 2000, nu mai știu, 2017. Îmi place foarte mult varianta aia. Mișto. 30.000 de euro, benzină, hibrid, consumul era de ceva de genul... Era ok, parcă a zis 2% sau ceva de genul ăsta. Nu, nu cred că doar atât. Ba da, ba da, ba da. Păi merge și cu și cu. Merge și. Wow. Bine, adică, poți să-l duci și mai mult dacă... Dar așa de oraș avea un consum de 2%. De așa ți-mi minte, 2 sau 3, da, ceva. Da, el zicea 1,2. 1,2, 2% am reținut de oraș. Ce consum bun, ești nebun, 2%. Dar în varianta nouă ar trebui să... Din punctul meu de vedere, ca mecanic. Nu în varianta second cu 250.000 de km. Da, mai. Că dacă mi-a luat hibrid cu 250.000 de km, că n-am speranțe că mai merge încă 10 ani la baterii, mine. Baterii, chestii și altele alea. Da. Dar mi-aș dori. Deci donați aici în pălărie pentru... Dau contul, nu donați în pălărie. E prea mult pentru pălăria ta. Sau, de ce nu una de asta? Dar nu mai vin la muncă cu ea. Decât plec cu băiții prin bări. Băi, aș zice și eu, pe bune, dar mi-e cu să mă înjure oamenii. Un AMG GT Black, ca să nu fie la fel cu al lui Dragoș, pentru că e safety car-ul din Formula 1 și arată mișto rău de tot. Mașina bun. Mașina e chelită. Motorul e jos. Și o să urmeze să intre în lucru în episodul următor din această serie. Barele pleacă la modificat. Caroseria pleacă la băieții de la AD Garaj Berceni.
pentru o altă culoare, bineînțeles. Nu o să rămână neagră mașina. De fapt, nu o să rămână blemarin mașina, scuze. O să urmeze să vină suspensie, articulație, jante, frâne, foarte multe chestii la mașină. Pentru a fi la curent cu toată seria asta, trebuie să ne urmăriți și pe noi și pe cei de la Superbet România pe partea de social media, o aveți aici și până data viitoare, pa, pa!